Vă salut! Reprezint echipa Amenajer Locuințe și astăzi doresc să vă prezint avantajele și dezavantajele montării gresiei sau a parchetului laminat în dormitoare și living. Ambele materiale au avantaje și dezavantaje. În continuare o să începem cu avantajele montării gresiei față de parchetul laminat. 1. Gresia față de parchet se curăță mult mai ușor. 2. În cazul unei inundații, gresia nu are probleme să se umfle și să mucegăiască precum parchetul, ea fiind impermeabilă. 3. Rezistă mai bine la lovituri în cazul în care vă cade un obiect pe ea. 4. Rezistă mult mai bine la zgârieturi. 5. O placă spartă de gresie se poate schimba mult mai ușor decât o placă de parchet laminat în cazul în care este nevoie. 6. Gresia are un transfer termic mult mai bun în cazul în care folosiți o încălzire în pardoseală. Acum vom trece și dezavantajele pe care le are gresia față de parchetul laminat. 1. Prețul gresiei este mai mare decât prețul parchetului laminat. 2. Gresia este mai rece decât parchetul la atingere. 3. Manopera pentru montajul gresiei este mult mai mare decât manopera pentru montajul parchetului laminat. 4. Montajul gresiei se face cu ajutorul unui adeziv special care ridică costurile per metru pătrat al acesteia. 5. Durata montajului pentru gresie este mult mai mare decât durata de montaj a parchetului laminat. Dacă un parchet laminat se montează în 2 ore într-o cameră, durata de montaj a gresiei este de 2-3 zile. În cazul în care sunteți interesați de serviciile pe care noi le prestăm, ne puteți găsi pe www.amenajerlocuințe.ro, pe pagina noastră de Facebook, Instagram și YouTube cu același nume. Dacă vi se par utile postările noastre, ne puteți da un like, un share sau vă puteți abona la canalul nostru. Vă mulțumim!